împreună pentru un Severin Verde este provocarea venită din partea viceprimarului Daniel Cârjan pentru locuitorii orașului Drobeta, Turnul Severin. Oamenii sunt așteptați mâine să planteze 200 de puieți de salcâm și frasin în zona Aluniș. Am inițiat o acțiune de plantare a 200 de puieți de salcâm și de frasin pentru a ne aduce aportul în mod concret la ceea ce înseamnă calitatea aerului din municipiul Drobeta, Turnul Severin. Și cu această ocazie invit toți severinenii iubitori de mediu, dar nu numai, să se alăture acestei acțiuni și să demonstrăm public că prin implicarea tuturor putem să ne aducem aportul pentru un trai mai bun, pentru un aer mai bun în municipiul Drobeta, Turnul Severin. Așadar, severinenii care își doresc să pună umărul pentru ca locuitorii municipiului să respire un aer mai curat pot răspunde afirmativ inițiativei venite din partea viceprimarului Daniel Cârjan. Tot ce trebuie să facă este să se prezinte mâine în zona denumită simbolic Valea lui Dinu din cartierul Aluniș. Având în vedere faptul că încălzirea globală reprezintă, vrem nu vrem, un pericol pentru noi toți, cred că trebuie să dăm mult mai multă atenție mediului înconjurător. În această idee, ca cetățean al municipiului Drobeta, Turnul Severin, ca un om care muncește, locuiește și crește copilul în Drobeta, Turnul Severin, dar și ca politician, chiar cred că a trecut până la urmă vorba timpul vorbelor și este nevoie ca cu toții să facem mai mult în această direcție, lucruri concrete în ceea ce înseamnă protejarea mediului înconjurător. Schimbarea poate începe cu fiecare dintre noi. Important este ca cineva să dea startul. Tocmai de aceea, viceprimarul Daniel Cârjan promite că acțiunea de mâine nu va rămâne singulară.